Ne vom ruga împreună. Tatăl nostru, îți mulțumim frumos că în această dimineață Tu ne-ai deschis ochii la viață. Îți mulțumim frumos că ai lăsat binecuvântarea acestei zile sfinte de sabat peste noi și te rugăm ca în momentele care urmează să ne deschizi inimile pentru cuvântul Tău și să primești mulțumirea noastră pentru că ești un tată bun și iubitor. Amin. Vă spun cu bucurie în această dimineață pacea Domnului și mă bucur că putem să fim în casa lui Dumnezeu. Aș vrea să încep prezentarea din această dimineață printr-o întrebare. Și părinții cred că ar trebui să răspundă și să fie cei din tâi care vor răspunde. Care este cuvântul cu privire la care părinții insistă ca ai lor copii să-l învețe să spună încă de mici? Aștept un răspuns. Am auzit răspunsul. Mulțumesc. V-ați gândit oare de ce? Este doar din respect sau recunoștință față de o persoană sau de un gest al unei persoane? Sau este mai mult decât atât? Poate inconștient uneori sau din obișnuință la un moment dat, dar de cele mai multe ori tind să cred că este voit. Face parte din educația copilului, face parte din felul nostru de a fi. Este așa pentru că Dumnezeu a pus în noi această valoare a mulțumirii, a recunoștinței. Iar aceasta trebuie să determine o atitudine, să ne formeze un caracter. Aș vrea să citesc un text și pe urmă vreau să vă întreb dacă știți despre cine este vorba în acest text. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Vă amintiți contextul sau pasajul? Unul dintre cei 10 leproși. Sigur că da. Vreau să citesc întreg paragraful. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și și-au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Ce l-a determinat pe acest samaritean să se întoarcă înapoi la Iisus și să-i mulțumească? Faptul că era samaritean? Știm că în Ioan 4:9 se spune: iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. De ce a trecut peste orice barieră etnică, politică, socială? Avea credință în Dumnezeu. Avea credință în Dumnezeu, mulțumesc. Recunoștință. De câte ori ne aflăm și noi în situația celor 9? Dumnezeu ne face un bine, iar noi uităm să spunem mulțumesc. Ultima dată când mă aflam în fața dumneavoastră, v-am spus experiența mea, cum am rugat pentru un examen, Dumnezeu m-a ajutat, i-am promis că o să-i mulțumesc, am ieșit de la examen, grijile și îngrijorările de la servici au năvălit asupra mea, am uitat să spun mulțumesc. De multe ori ne aflăm și noi în situația celor 9, dar îmi doresc ca, la fel ca acest samaritean, și citându-l pe Pavel, prin expresia m-am deprins, să ne deprindem fiecare dintre noi să spunem mulțumesc. Atunci când cineva ne face un bine, să nu putem să nu spunem mulțumesc, cu atât mai mult când binele ne face Dumnezeu.
Care sunt formele în care se manifestă mulțumirea? Și aș vrea să vă dau 3 idei. În Luca 17:15, ultima parte. S-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Când Dumnezeu îți face un bine, nu îți rămâne altceva de făcut decât să-i aduci slavă cu glas tare. A doua idee, în Ioan 9, de la 1 la 39, este relatată vindecarea orbului din naștere. După ce a fost vindecat, știți ce a făcut orbul? A dat mărturie vecinilor, fariseilor, conducătorilor bisericii, tuturor celor cu care s-a întâlnit, le-a spus fiecăruia ceea ce a făcut Dumnezeu. Când Dumnezeu îți face un bine, mărturisește-le și altora ceea ce ți-a făcut Dumnezeu. Pentru încurajare, pentru creșterea credinței și multe alte lucruri care derivă. Iar a treia idee, în Luca 17:16, s-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus. Când Dumnezeu îți face un bine, închină-te Lui. Vă invit ca în această dimineață să ne manifestăm mulțumirea prin cele 3 idei. Să-i aducem slavă cu glas tare și vă propun imnul 20. Slavă și cinste de-a pururi.
Care era al doilea punct prin care mulțumirea se manifestă? Mărturisire, mulțumesc. Avem ocazia ca în această dimineață să mărturisim, să-i mulțumim lui Dumnezeu de experiențele prin care ne-a condus, felul în care ne conduce în fiecare zi, și vă invit să aveți curaj în a împărtăși cu noi experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu. Cine dorește, avem un microfon pregătit. Sora Mărincean. Amin. Domnul să fie lăudat și sperăm ca să nu fie doar primul sabat împreună cu noi și să vă simțiți bine alături de noi. A doua experiență. Sora Iulica, jos. Vă mulțumesc pentru curajul pe care l-ai. Vă mulțumesc. Mai vrea cineva să-i mulțumească lui Dumnezeu în această dimineață? Sora Bechita. Avem deja o persoană. Dumnezeu m-a trimis să transmit un mesaj bisericii. Nu am știut cum să spun lucrul ăsta până în acest moment. Am pus la încercare pe Domnul. Doamne, dacă Tu ai spus că vei descoperi în momentul acesta, am mers pe calea aceasta. Și mesajul pentru Biserica Adventistă din zilele noastre, de astăzi, din acest sabat, este că ploaia târzie a venit și lucrurile care vor urma în următoarele vreme sunt lucruri mari. Și noi trebuie să fim atenți. Fraților, noi am interpretat greșit Scripturile. Dumnezeu nu spune, este posibil să te vărs din gura mea. Dumnezeu spune despre Biserica Laodicea, te voi vărsa în mod definitiv. Dacă noi am fost Biserica lui Dumnezeu până în acest moment, din acest moment, Biserica lui Dumnezeu este rămășița. Noi, ca Biserica Adventistă, am avut îndrăzneala să punem egalitate între Biserica Laodicea și Biserica Rămășiței. Fraților, noi nu am înțeles faptul. Cum poate Domnul să aibă oameni în alte biserici? Cum poate Domnul să... Dom'le, ei trebuie să vină la adventist, că noi adventiștii avem dreptate. Fraților, nu contează cum interpretează oameni Biblia. Oamenii interpretează, dar nu aplică. Dom'le, dacă penticostalul, care merge în Biserica Penticostală,
și se roagă cu toți ăia din jurul lui. Dacă modul în care el se roagă este corect, Dumnezeu îl va asculta. Dacă eu, ca adventist, vin în biserică și mă rog și Dumnezeu nu mă ascultă și văd că nu mă ascultă, este exact problema mea. Eu nu am dreptul ca adventist să mă duc la penticostalul din biserică și să zic, frate, tu nu ai dreptate, tu nu te rogi bine. Dar nu cred. Pentru că, în primul rând... Nu cred că a făcut cineva chestia asta. Poftim? Nu cred că a făcut cineva sau a acuzat cineva. Mulțumesc. Nu am făcut-o de la mine. Nu vreau să mă uitați la mine. Unele persoane mă cunosc. Poate unele persoane știu păcatele din viața mea pe care le-am avut. Vreau să vă spun următorul lucru. Conștiința mea este curată înaintea lui Dumnezeu. Eu am fost judecat de către Dumnezeu și am fost găsit nevinovat în fața lui Dumnezeu și în fața îngerilor. Mulțumesc. Acesta a fost mesajul pe care Dumnezeu m-a trimis să-l spun. Nu mă ascultați pe mine. Domnul spune, dacă profetul este profet adevărat, puneți vorbele la încercare. Dar, fraților, ascultați vorbele mele și nu vă uitați la om. Da, mulțumesc pentru intervenție. În legătură cu ceea ce a spus fratele, foarte scurt, n-am găsit la asta, nu acum, nu. În urmă, cam 64-5 de ani, așa cum sunt mărbit, la țară unde stam eu, un nen, era atunci de putere de o plasă, nu știu dacă au avut, dar avea puterea cuvântului de a vorbi. Și a spus așa, dacă oamenii nu-L găsesc pe Dumnezeu în Scriptură, e vina lor. Dar dacă nu-L găsesc în viața noastră, e vina noastră. Am avut numai completare la ceea ce a spus fratele și mă opresc. Da, eu cred că din experiențele pe care deja s-au spus, se poate vedea clar și de sfârșit că Dumnezeu încă lucrează în viețile noastre. Vă rog, sora Marisa. Căutat pentru nepotul meu un profesor în care să-l ajute să învețe o anumită limbă. Și am găsit pe rând câte o persoană, dar rând pe rând au renunțat pentru că erau prea solicitați. În Cluj nu prea sunt profesori de această limbă. Și când am văzut că am rămas așa, el cu dorința de a învăța și nu mai avea cu cine, am zis, Doamne, facă-se voia Ta. Poate că Tu dorești pentru el o altă cale. Poate că nu-i va fi de folos. Și la un moment dat, spunând o vorbă unui frate, zice, am eu o cunoștință, să încerc. Și peste o săptămână am primit un răspuns favorabil. Și astăzi este prima zi când va merge acolo. Deci nu știu cum să vă spun, avem un Dumnezeu minunat. Amin. La care nu putem să venim să-i mulțumim îndeajuns pentru câtă grijă ne poartă. Și săptămâna trecută am avut probleme de rezolvat și în mod minunat a fost cu mine de fiecare dată. Așa că să-i aducem laudă, cinste și închinare pentru tot ceea ce face și a făcut pentru noi. Amin. 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 În ceea ce urmează, vreau ca să îi aducem închinare, după cum se spunea, prin rugăciunile noastre. Cei care avem un motiv special de rugăciune, vă rog ca să vă anunțați, am și eu două motive de rugăciune. Pentru familia pastorului și districtul de ordina 1, de ordina 2 și Petrova, este districtul meu, nu cred că din întâmplare mă aflu în acest moment în fața dumneavoastră, este fratele pastor Arbor Șaurel. Cine vrea să se roage pentru fratele pastor, familia dânsului și acest district? Da, sora Chirica. Al doilea motiv de rugăciune, sora noastră Bianca Moroșan, în această săptămână a suferit o intervenție chirurgicală și cred că este bine ca să o aducem în fața lui Dumnezeu și să îl rugăm ca să continue în sănătoșirea care el deja a început-o în viața ei. Cine vrea să se roage pentru Bianca? Sora Victorisa, mulțumesc. Dacă sunt și alte motive... Pentru Florești. Cine vrea să se roage pentru Florești? Pentru lucrarea care s-a început acolo, da? Vă mulțumesc.
Toți ceilalți care vă simțiți îndemnați și vreți ca să vă rugați în această dimineață, vă invit ca să o faceți prin rugăciuni scurte și să nu uitați ca să îi aduceți mulțumirea lui Dumnezeu pentru toate lucrurile frumoase pe care El le face în viețile noastre și El să primească mulțumirea noastră. Amin. Vă invit ca să ne plecăm pentru rugăciune. Binecuvintează poporul tău, Doamne, te rog frumos să binecuvintești și pe frații, Doamne, pe corpotorii, Doamne, care au făcut lucrarea ta, Doamne, ajută să vină multe lume la picioarele tale, Doamne. Te rog frumos, din numele tău cere prezența ta și binecuvintează pe bolnavii tău, Doamne, te rog frumos, binecuvintează și pe pastor, binecuvintează pe bolnavii tău, tu știi, Doamne, numele, te rog frumos, cere prezența ta și ajutorul tău să vindești, Doamne. Credem cu siguranță că ești medic. O să vindești, Doamne, tu mai vindecați pe mine. Și pe fiul meu, Doamne, mulțumesc, Doamne. N-am putea de cum să mulțumesc, Doamne. Binecuvintează, Doamne, toată comunitatea, Doamne. Ajută să facem voia ta așa cum dorești, Doamne. Și mulțumesc, Doamne, că am putut să mă rog pentru evangelizare, Doamne. Completează rugăciunea mea, slavă, Doamne, te rog frumos. Ajută să vină și familia mea la picioarele tale, Doamne, cât avem nimic fără tine. Și mulțumesc că umblă piciorul meu, Doamne, la biserică, Doamne. Te rog, ajută să vină și merge și soția lui, Doamne. Te rog frumos. Și mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine, Doamne. Că dacă ai fi un salvator pentru mine, Doamne, n-am meritat. Nu mă moarte, te lau și mulțumesc, Doamne. Binecuvintează poporul tău și binecuvintează toate comunitate. Te lau și mulțumesc. Amin. Amin. Și sfințește-ne și
tata. Te rog să lucrezi tu la inimile lor, Doamne, să-l arăți că fără tine nu se poate, Doamne. Te rog să le dai minte și înțelepciune, Doamne, să primească cuvântul tău cel sfânt, Doamne. Pentru mine ar fi cea mai mare bucurie, Doamne, să știu că copiii mei sunt aici alături de tine, Doamne, în casa ta. Te rog, Doamne, să lucrezi tu la inimile lor, Doamne. Și te rog în continuare, Doamne, să fii alături de mine, Doamne, cum ai fost din data de 3 noiembrie, Doamne, de când am intrat la cabotezul, Doamne. Te rog, Doamne, ca fiecare clipă, Doamne, să trezești pașii, Doamne. Știu, Doamne, că fără tine nimica nu se poate, Doamne. Dar Tu ești un Tată bun și un Tată iertător, Doamne. Pentru toate păcatele, Doamne, Tu ți-ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pe cruce pentru mine, Doamne. Și îți mulțumesc, Doamne, în fiecare zi a vieții mele, Doamne. Pentru că, din bunătatea Ta, Doamne, ai vărsat și în sufletul meu, Doamne. Și îți mulțumesc. Pentru că mi-ai dat sănătate, Doamne, pentru că Tu știi prin câte greutăți am trecut, Doamne, dar cu Tine alături am trecut orice greutate, Doamne. Și Tu m-ai întărit. În fiecare clipă, Doamne, mi-ai arătat că pot să trec peste orice alături de Tine, Doamne. În fiecare zi Te rog, Doamne, ca să nu mă părăsesc, Doamne. Dar Te rog fierbinte pentru copiii mei, Doamne, să-i aduci aici în casa Ta, Doamne. În fiecare zi mă rog la culcare, la sculare, Doamne, ca pentru ei, Doamne, pentru că ei sunt tineri și trebuie să înțeleagă, Doamne, că Tu ești Tatăl lor și să nu mă apuce pe căi greșite, Doamne. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Părinte Ceresc, în numele Domnului Iisus, îți mulțumim pentru harul Tău și iubirea Ta, îți mulțumim pentru ziua Sfântă de Sabat, îți mulțumim pentru privilegiul minunat pe care Tu ne-l faci a conlucra împreună cu Tine la câștigarea de suflete. Îți mulțumim, Părinte Ceresc, că și în această săptămână care a trecut, Tu ai fost cu noi în satele din Bistrița și ne-ai ajutat să împărțim cartea Tragedia Veacurilor din casă în casă și îți mulțumim pentru felul minunat cum Tu ai lucrat și cum ai scos pe oamenii înaintea noastră și am văzut mâna Ta la lucru. Te rugăm, Tată, ca Tu să lucrezi prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să sensibilizezi inimile oamenilor care au primit această carte, să-i faci să studieze și să înțeleagă cuvântul Tău, mesajul Tău. Și te rugăm, Tată, ajută-ne ca să depunem orice efort de a aduce suflete de la picioarele Tale, așa cum și noi la rândul nostru am fost câștigați pentru Tine. Ajută-ne ca să nu fim din față cor. Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Părinte bun, în acest moment de dimineață și de seara, stăm înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim pentru felul minunat în care ne-ai condus. Vrem să-ți mulțumim pentru toate lucrurile frumoase pe care Tu le pui în mințile noastre și prin experiențele pe care le aveți și le vom avea cu Tine, credința noastră să crească, iar prin închinarea pe care să o aduce numele Tău să fie lăudat. Ascultă rugăciunile noastre și răspunde după Sfântă voia Ta. Prin Iisus te-am rugat și te mulțumim. Amin. Amin. Vă invit ca închinarea noastră să continue prin cântec și laudă la adresa lui Dumnezeu și pentru aceasta vă invit să cântăm împreună imnul 228. Fericit e tot acela. Thank you.
Vă spun din nou pacea Domnului. Sabatul trecut am avut plăcerea de a studia lecțiunea cu titlul Ucenicia și rugăciunea.